ploaie torențială. O viitoră puternică a fluturat totul în cale la Săriștea de Sus. Mai multe gospodării au fost inundate. Vai, cum cad casele. Cu mai multe detalii vine colegul nostru Mircea Sime. Mircea, bună ziua, terifiante imagini. Bun găsit, mai multe drumuri și gospodării din localitatea Săliștea de Sus, județul Maramureș, au fost inundate. În mai puțin de 30 de minute, oamenii s-au trezit cu apa în case și drumurile blocate. Potrivit autorităților, 16 locuințe au fost afectate. Inundații au fost și în alte localități, Ghetul Marmației, Vișeul de Sus, Vișeul de Jos și chiar în Ocna, Șugatag, 10 de case inundate. Oamenii speriați au sunat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților. La fața locului au ajuns de urgență pompierii. Aceștia încearcă să scoată apa din casele oamenilor, în primul rând, dar și din curțile acestora. Avem câteva drumuri blocate, după cum spuneam, nu a fost necesară, practic, transportarea oamenilor din acea zonă într-o altă zonă unde să fie viața lor, practic, nu a fost pusă în pericol. Vorbim doar de pagube materiale în acest moment, iar în acea zonă, vă reamintesc că încă din această dimineață a fost dat de către meteorologi un cod roșu de ploi. Și domnilor și domnilor, în timp ce în jumătate de țară sunt furtuni care fac ravagii, în restul regiunilor, românii se luptă cu temperaturile sufocante. Ce ne așteaptă în următoarele ore, aflăm în doar câteva minute.